Nou promovată pe prima scenă a handbalului românesc, CSM Slatina a disputat sâmbătă în deplasare meciul în compania formației HC Dunărea Brăila. Într-o atmosferă incendiară cu o galerie puternică, echipa slătineană a reușit să se mobilizeze și să țină piept formației brăilene. Elevele Victorinei Bora au fost foarte aproape de a pleca cu toate cele 3 puncte după ce în finalul jocului au avut 3 goluri diferență. Ce speram și la mai mult de la meciul ăsta. Din fericire au reușit să se motiveze, au jucat ceea ce le-am cerut, ceea ce am pregătit. Un public numeros, infernal, o atmosferă infernală, însă au reușit să se capaciteze la ceea ce au avut de făcut și la final am reușit să câștigăm un punct. Miercuri, echipa slătineană are nevoie de sprijinul suporterilor în partida cu Universitatea Cluj-Napoca, echipa aflată în penultima poziție în clasament. Este un meci nu important, foarte important. Este un meci cu o echipă care se află aproape de poziția noastră în clasament și atunci trebuie să abordăm acest joc în serios, foarte serios. Atitudinea trebuie să fie cam aceeași de la Brăila, dacă nu și mai bună. Trebuie să înțeleagă că astea sunt jocurile din Liga Națională și fiecare joc trebuie să-l jucăm și să-l abordăm așa cum trebuie. Meciul CSM Slatina Universitatea Cluj-Napoca se va disputa miercuri în sala de sport a liceului cu program sportiv Slatina cu începere de la ora 18.